s-ar putea da o lege prin care orice persoană cu minim 10 clase și cu un soțitor să poată să conducă fără permis. Ce părere aveți? Doamne ferește, fără permis. De ce? Și așa se întâmplă foarte multe accidente, da, fără permis. Nu, eu aș propune să fie cât de aspre legile de circulație. Nu, nu, eu nu sunt de acord. Nu. Asta e glumă, fără permis. Nu, nu sunt de acord. De ce? Aia nu-i bine, să învață întâi de circulație, așa nu-i prea. Dar e ținut dacă e în stare. De ce? Că dacă e testat și ia să testul, e ținut. Eu nu cred că e bună. De ce? De ce? Pentru că s-ar putea provoca accidente din cauza asta. S-ar putea și normal, ne cunoscând regulile de circulație, neavând experiență la volan, cu circulația asta mare, nu cred. Deci cu minim 10 clase, asta înseamnă vreo 16 ani. Să conducă fără permis? Da, dacă un soțitor care răspunde legal. Nu știu dacă ar fi bine de la început să conducă așa de tânăr. De ce? E prea tânăr, 16 ani, mai trebuie să învețe. De-aia e 18 ani, de-aia au fost 18 ani bună. Mai trebuie învățat. Nu cred, nu e... Eu nu aș... Aș zice să nu o dea. De ce? Minim 10, deci fără permis să conduci... Da, cu un soțitor. Dar nu contează. Păi, pe un drum lateralnic, unde nu este circulație, probabil că ar fi indicat. Foarte bună. De ce? Păi, ar putea să conducă toată lumea.